Bursa locurilor de muncă a reprezentat un excelent mod de promovare a locurilor din cadrul Ministerului de Interne și Ministerului Apărării Naționale. Tinerii au cerut informații și detalii despre ofertele acestor instituții. La eveniment au fost prezenți și reprezentanții instituțiilor din Ministerele de Interne și Apărare Națională pentru promovarea ofertei educaționale. Te așteptăm la centru militar. Da. La Bulevardul Carol din 25. Da. Da? Și când discutăm? Când trebuie să fie? Păi acum, de azi, mâine, poimine, că înscrierile sunt până în data de 10 august. Te-ar interesa o carieră militară? Da. De ce? Deoarece vreau să fiu în cadrul armatei. Dacă nu pot chiar în cadrul armatei, vreau să dau la poliție, nu contează ce profil. Și ai venit să te interesezi de oferta lor? Da. Cu cei de la poliție ai vorbit? Da. Ce ți se pare mai atractiv, armata sau poliția? Poliția, e mult mai avantajos. O carieră în poliție? Da, dar încă n-am luat bagul. Adică trebuie să mai învăț. Acum... De ce ai optat pentru poliție? Nu știu. Place mie. În această perioadă, polițiștii mehedințeni promovează oferta educațională la unitățile de învățământ post-liceal din Ministerul Afacerilor Interne. Precizăm faptul că înscrierile se fac până pe data de 5 noiembrie exclusiv online, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Ulterior, se vor prezenta până pe data de 24 noiembrie pentru a depune fizic dosarele la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți. Pentru mai multe informații, cei interesați sunt rugați să acceseze site-ul oficial al Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, mh.poliția-romana.ro sau site-ul Ministerului Afacerilor Interne la secțiunea Carieră. Avem o ofertă concretă. Am venit aici să promovăm ideea de rezervist voluntar. Avem 150 de locuri. Sunt disponibile pentru toate categoriile de studii, adică și pentru cei care au 10 clase, și pentru cei care au un bacalaureat, și pentru cei care au studii superioare. Pe scurt, Armata României încearcă să-și completeze pregătirea și efectivele cu potențiali rezerviști, astfel încât, la nevoie, să fim ceva mai mulți. Ce înseamnă ideea de rezervist voluntar? Înseamnă că primește 30% din venitul unui militar activ în conformitate cu funcția pe care ar putea o îndeplini timp de 11 luni, iar 3 săptămâni pe an va efectua o perioadă de pregătire într-o unitate militară din Ministerul Apărării Naționale. Rata șomajului în județul Mehedinți este de 6,84%, mai exact de 3 ori mai mare decât media pe țară.